Ați venit la ultima seară a ciclului nostru de film creștin și patriotic dedicat eroismului și conservării identității naționale prin cinema, prin cultură și dedicat, desigur, Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii școlii brâncovenești. Ciclul de filme semnate de Nicolae Mărginanu, pe care vi l-am prezentat, va avea astăzi ca punct final Cardinalul, un film făcut în 2020. Vă mărturisesc, când văzusem pentru prima dată Binecuvântată fiind închisoare, deci film acum realizat acum aproximativ un deceniu și ceva, credeam că acela va fi punctul de maxim al lui Nicolae Mărginanu în privința filmului istoric și de meditație creștină, morală și politică. Culmea că același lucru îl credea și maestrul, am citit asta după aceea într-un interviu. Și este extraordinar cum de la un maxim al carierei sale maestrul a știut să urce în continuare, nu să coboare, ci să urce încotro, rafinând personajele de plan secund, rafinând emoțiile, surprinzând diferite alte gesturi esențiale, pentru că, într-adevăr, această istoriile din spatele cortinei care s-a pus peste România arestată sunt aproape infinite, poveștile sunt inepuizabile, rafturile cu memorii ale închisorilor comuniste și nu numai, ale nedreptăților suferite de eroi acestui neam, începând cu debutul secolului 20, sunt aproape inepuizabile. Și Nicolae Mărginanu are talentul acesta de a se apropia de teme diferite din istoria suferințelor neamului, cu aceeași sensibilitate, apropiere, obiectivitate. În acest film, subiectul este tot martiriul temnițelor comuniste, dar este centrat pe un personaj despre care poate că pe nedrept nu mai știm aproape sau știm foarte puțin, e vorba de episcopul Iuliu Cosu, este vorba de un subiect delicat, membri reprezentanții Bisericii Greco-Catolice, a existat o perioadă când au fost forțați de autoritățile atee ale vremii să treacă la ortodoxie. Era o aberație totală care până la urmă era o lovitură ascunsă împotriva ortodoxiei, dar unii se supuneau, alții nu, oricum a ieșit o degringolandă în biserică și s-a accentuat un conflict între biserici care de obicei era aplanat în România, deci românii erau tot timpul s-au obișnuit să conviețuiască pașnic și niciodată românii din Ardeal nu au impus ortodox și nu au impus confesiunea lor altora. Ei, aici, din amvonul unei unor forțe politice atee, s-a încercat acest lucru, până la urmă pentru a compromite imaginea unei biserici majoritare. Deci avem în față un personaj luminos despre care prea puțin știm. Deci, efectiv, simțim nevoia să ne luăm notițe de istorie văzând acest film și suntem compleșiți de câte lacune avem, chiar dacă am învățat istoria la școală. Nu știu câți dintre dumneavoastră știați sau ați învățat despre celebrul discurs rostit de acest episcop cu ocazia unirii de la Alba Iulia. Sunt momente istorice unice, momente pentru care alții s-au răzbunat foarte rău. E vorba de vendete ale ungurilor din România, despre care iarăși se vorbește puțin, ale unor studenți unguri
să zicem, alimentați de filiera aceasta iredentistă care la un moment dat explodează. Apoi vedem alte explozii de furie din alte părți. Sunt subiecte despre care s-a scris foarte puțin, foarte incomode. Nicolae Mărginanu are talentul de a le prezenta echilibrat, foarte echilibrat, adică sunt subiecte tabu aproape pentru oricine, dar iată că ele sunt spuse aici. Avem o întreagă panoplie de personaje eroice în felul lor uitate. E vorba de un fotograf al Unirii de la Alba Iulia, iarăși cu un destin tragic, de alte personaje ale scenei politice a vremii, care iarăși au suferit foarte mult în temnițele noastre și despre care nu mai știm aproape nimic. Vom avea ocazia să cunoaștem și actori deosebiți. Nicolae Mărginanu are și talentul acesta de a descoperi actori valoroși, ascunși pe la câte un teatru de provincie, care își fac acolo treaba foarte bine, dar câtă vreme nu ies pe o peliculă cu vizibilitate națională, cel puțin, sunt foarte puțin cunoscuți. Veți vedea actori de mare valoare, despre care doar acum poate că aflăm, în interpretări unice, interpretări de o mare încărcătură emoțională și cum rar se mai face acum în cinematograful românesc, unde ați văzut că în general se merge pe o emoție minimalizată la extrem, dar și pe sentimente minimalizate la extrem și pe sensuri reduse cât mai mult, aproape tinzând către zero. Aici, din potrivă, vom avea, bine, nu chiar un maximalism al istoriei, dar vedem un cinematograf de anvergură, vedem un regizor în stare să îmbrățișeze epoci istorice întregi în toată complexitatea lor. Frescă istorică, bine conturată, cu probleme ale epocii, probleme spinoase de care noi am uitat sau poate că nici nu ni s-a spus la școală, bine documentate, fără clișee, fără vendete, fără maniheisme din acestea să îi portretizezi pe unii în alb, pe alții în negru, cum vedem la mulți regizori și nu doar la cei mediocri, ci la cei premiați, că uite, toți comuniștii au fost buni, toți fașiștii răi sau invers, sau știu eu, românii, ungurii, alte națiuni conlocuitoare, că unele ar fi bune și altele rele. Nu totul este nuanțat, peste tot în spate se ascunde o dramă umană. Asta este frumos la Nicolae Mărginanu, cu toate că maestrul este foarte preocupat de politică, de istorie, de recuperarea, cum am spus, unei istorii puse la zi și arestate, nu rămâne în clișeisme, nu se înrăiește din cauza acestor nedreptăți pe care le prezintă, ci tot timpul pentru maestrul Nicolae Mărginanu contează omul, profunzimea umană, suferința omenească, care poate fi întâlnită atât într-un român, într-un ungur, într-un evreu, într-un comunist, într-un capitalist și așa mai departe. Deci chiar dacă există o coloratură politică, chiar dacă această coloratură ne-a făcut bine sau rău într-un anumit moment istoric, personajele nu rămân la nivelul clișeului, ci se merge în adâncime. O să vedeți, este un film cu multe povești de viață, cu multe momente de suferință și individuală, dar și spectacol colectiv, și sunt multe momente de frescă națională pe care le vedem pentru prima dată prezentate într-un film. De aceea avem și un film de ficțiune, o poveste, un film istoric, cât și un film document, și fragmente din el cu siguranță că pot alimenta orice cronică națională a istoriei României secolului 20. Vă urez vizionare plăcută. După film vom avea un scurt recital poetic cu un titlu generic, România medievală. Nu o să vă țin foarte mult, iarăși o mică pauză de respiro și ultimul film, cum vedeți în program, este Cetatea Novgorodului. Bun, haideți să... Doamne, Elena, dacă îmi permiteți doar...